Mulțumesc frumos! Nu, eu o să vedeți la final. Credeam că am greșit! Este prima dată când primim un cadou aici la Autentic. La început și avem bilețelele, îmi pare rău că nu le avem cu noi. Așa. Când a zis da, te rog frumos să mă caracterizezi în scris. Și, și ne-am uitat pe ele după 35 de ani și nu s-a schimbat nimic, fiindcă am fost sinceri. Ce părerea avea despre mine atunci și părerea mea aveam eu despre... Sigur, cum să nu? Am bilețelul. Am scris așa. Am scris Arica. El cu e mare și el cu e mic, doi prieteni de călătorie. Ce voi? Plăcute în cămin când o să iubesc, bucurie simt de plin când o să prin căsătorie l-am cunoscut și mai mult pe Dumnezeu. Cine face primul pas spre împăcare? Când ne-am construit casa, ne-am propus așa. Să n-am propus să facem un studio. Da. Am zis camera asta să fie o casă, o cameră de rugăciuni. Doar o colibă aici o să-mi ajunge argint și harul. Coperta este făcută, coperta este făcută de un deținut care are o experiență extraordinară. A cunoscut adâncimile iadului. Avem peste 30 de ani de când lucrăm în închisori. Eu, soția mea, copiii mei de când erau mici. Duceam cu ei la închisoare. Bucuria iubirii ne prinde uniți. S-au venit peste noi cântări. Domnul Păcii ne face așa fericiți. Frânge doruri și mari depărtări. Sunt încântat să vă revăd, dragi prieteni. Ori de câte ori suntem aici la Masa Autentic, nu facem altceva decât să înțelegem că toți cei care vrem să trăim autentic ne dorim să facem pași importanți spre diferite schimbări pe care le adoptăm în viața noastră. Sunt Costi și vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că sunteți alături de noi în fiecare ocazie. Cred că un like, un subscribe pe care l-ați dat la un moment dat sau un comentariu pe care l-ați făcut este un mod de a arăta că prețuiți ceea ce facem noi aici la Autentic. Vă mulțumim din toată inima și sperăm să continuăm în ritmul acesta, în egală măsură în care cred că ori de câte ori ați distribuit edițiile noastre prietenilor dumneavoastră, nu ați făcut altceva decât să le arătați că îi prețuiți și că țineți la ei. De asemenea, nu uitați, apăsați și pe clopoțel, pentru că veți fi anunțați de fiecare dată de noile episoade pe care noi le postăm pe Autentic, atât pe YouTube cât și pe celelalte platforme. Noi suntem acolo gata să vă arătăm schimbările pe care le poate face Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi. Dar ca să nu mai lungim vorba, cred că este un moment potrivit să le spun bun venit aici la Autentic celor doi care fac parte dintr-o familie interesantă, cel puțin numele de familie este interesant, da? Ilie David, așa numele este de familie. Chiar o să fiu curios să văd cum s-au potrivit numele de familie, Nuțica și Ionel. Mulțumim foarte mult pentru invitație, Costi. Ne simțim onorați că suntem aici. Bine v-am găsit și dumneavoastră și... îi salut și pe privitorii dumneavoastră și... Sper să fie o atmosferă așa deschisă. Noi am stabilit că vorbim la pertu și sper să ne așa ținem de cuvânt, da? Noi suntem autentici. Așa trebuie. Vreau să spun că am primit multe, multe mesaje în ultimul timp din multe părți ale lumii și din România. Un cel mai prețios mesaj care l-am primit din Suedia, de la prietenul nostru, Carola, suna ceva de genul ăsta. I-am văzut pe oamenii ăștia pe sticlă. I-am întâlnit în realitate. Domnilor, așa sunt și în realitate, cum i-ați văzut pe sticlă, sunt autentici. Cel mai prețios mesaj pentru sufletul meu a fost acesta. Foarte frumos. Dumneavoastră împreună ca familie aveți un proiect în online pe care l-ați inițiat în pandemie, dar o să povestim noi mai multe despre lucrul ăsta. Bucuria iubirii. Da, așa se numește. Așa este. Exact. Îi cântați lauda lui Dumnezeu în fiecare ocazie. Suntem bucuroși datorită iubirii. Așa este. Da. Ca să vă cunoaștem noi mai bine, avem un prim moment de genul acesta, 10 secunde pentru fiecare. Da, am intrat cumva în atmosferă, 10 secunde pentru fiecare să ne spuneți
ce credeți că este important despre celălalt? Sunteți căsătoriți de câți ani? Să deschidem puțin... De 35. De 35 de ani. În martie s-au împlinit. Nu lăsați-l pe... Ce bine că m-a scăpat. Hai, nu știam să răspund la întrebarea asta. Eu am spus luna, data o știu, dar în anii nu știam. Pe cât martie? Pe 27 martie. Pentru că pe 26 a fost ziua lui și nu uita. Atunci s-au pliat bine lucrurile. Ok, cine începe? Haideți să încep cu tine, Nuțica. Ai 10 secunde pe cronometru. Să ne spui ce crezi că este important să știm noi despre Ionel. Eu setez aici 10 secunde, ai răgaz pentru lucrul ăsta, am dat start. E omul care niciodată nu spune nu se poate. E omul care se poate și altfel la el. orice ar fi, se găsește o soluție. Se găsește o soluție. Eu în mintea mea nu încape aceste lucruri, dar aia se poate. Iar... sufletul și credința o are ca un copil și normal că se și îndeplinește această credință din partea celui de sus, tatăl. Foarte frumos. În definitiv, Ionel este un copil în sufletul credinței, chiar dacă anii au trecut cumva ca experiență în viață. Frumos. Și o să aflăm cumva și un secret al căsătoriei voastre, că 35 de ani nu-s deloc puțin. Hai să vedem, Ionel, ce ne spui după ce ai fost atât de măgulit de soția ta despre Nuțica? Fii atent, dau start, 10 secunde. M-a surprins plăcut, mi-a plăcut foarte mult ce ai spus despre mine și mi-ai făcut o radiografie așa completă. Autentică. Autentică, da. Despre Nuțica, soția mea, spun că este cea mai... Ia uite că ți-a expirat timpul. Hai să vedem, uite, o luăm de la capăt. Fii atent. 10 secunde, te rog, start. Este o fată frumoasă, credincioasă, o soție iubitoare, o mamă adevărată și... o iubitoare de oameni și de misiune. Wow, uite, te-ai încadrat perfect. Ciufii cu mine. complicată treaba asta, nu? Ați vorbit despre credință împreună și ați pus-o acolo ca un ingredient important. Cum l-ați cunoscut voi pe Dumnezeu? A fost dintotdeauna Dumnezeu în viața voastră? Uite, hai să încep cu Nuțica. Nuțica, la tine, de unde ești tu născută? Hai să începem așa. Care e localitatea în care te-ai născut? În Dâmbovița sunt, din Gheboieni, de fel, de lângă Voinești, mărul de Da, Voinești. E adevărat, acolo e prețios mărul. Am crescut la Poalele Dealului, o zonă foarte frumoasă, în spatele casei începea pădurea și mă bucur că am trăit acum 55 de ani, m-am născut acolo, pentru că era o viață liniștită, erau timpuri mai așezate, cu stabilitate maximă și a fost o copilărie inocentă, foarte frumos a fost. Am crescut într-o familie de creștini ortodoxi, niște părinți minunați care m-au învățat să principiile lui Dumnezeu, le știam. Mergeați la biserică? Ei erau practicanți? Nu eram practicanți, mai mergeam cu bunica uneori, dar întotdeauna credința în suflet era, îl căutam și adică principiile le aveam, chiar dacă nu eram practicanți. Deja de la vârsta de 9 ani începeau căutări în suflet și oamenii care erau în jur spuneau credința mea e adevărată sau credința mea și eu ascultam și spuneam, Doamne, eu vreau să stau foarte aproape de Tine, lângă Tine. Dar nu știu, sunt mică, sunt neajutorată. De unde să știu dacă oamenii ăștia mari nu știu eu? De unde să știu? Și îi mulțumesc Dumnezeu că treptat s-a evit cazorile și acea cunoaștere și prin căsătorie l-am cunoscut și mai mult pe Dumnezeu. Adevărat, spui un pic despre vizitele lui Nicu. Da. Au fost un moment așa mai special care te-a dus spre, nu știu, hotărârea asta de a-L urma pe Dumnezeu un alt fel decât felul în care ai crescut în familia ta?
Deci am fost favorizată pentru că această căutare a fost împreună cu familia și a fost așa mai pe pat comod de flori, nu ca alții. La un moment dat și părinții tăi au început să-L caute pe Dumnezeu. Da, da. Voi sunteți mai mulți frați? O singură soră am, tatăl și mama mea. Mai mare sora sau mai mică? Mai mare, cu 5 ani. O singură familie de creștini adventiști erau în satul nostru, care era chiar, doar gardul ne despărțea, era unchiul tatălui meu. Și mergeau la biserică, ne făceau invitații, dar niciodată nu ne făceam timp. Și tatăl meu a spus unchiului: te-am rugat dacă se poate să ne faci rost de o Biblie. Și a spus: da, dar se găsește foarte greu și e și cam scumpă, dar nu-i problemă. Cât costă? Vorbim de anii 1970, cu aproximație? Da, cam așa. Cam așa, cam așa. Plus, da, minus. Da, da. Și într-un final am primit Biblia aceea grena, roșie, cu... Și atunci am început să citim, eram toți patru în curte, pe pătură, pe iarbă și citeam, ne durea pur și simplu gura să, tot citind, și citeam fiecare ca să putem să străbatem cât mai mult. Și acolo a fost începutul. Da, spunea Ionel despre niște vizite ale cuiva. Da. Cine apoi este acel încet, cineva? Încet, a zis Nicu? Da, Nicu Butoi a fost... cel care ne-a îndrumat... Dumnealui e de acolo, din zonă, dacă știu bine? E din zonă, da. Și voi este rudă sau... Nu, nu, nu? Biserica Adventistă din Ungureni, acolo am fost invitați de unchii tatălui meu, până la urmă am acceptat și am mers. Un sat alăturat, da, satului în care vecin, ai crescut tu. Satul vecin, da. Și a trecut, aceasta s-a petrecut de la 9 ani până spre adolescență. A venit adolescența și... m-a găsit în biserică. În momentul în care, da, tu ai fost matură, ai luat și decizia de a te boteza în biserică. În biserică, adică la 18 ani. 18 ani, da. Și împreună cu... împreună cu părinții. Cu părinții și mama, sora. Și sora mea. Și sora mea, da. Ei cu 2 ani mai devreme și eu puțin mai târziu. Știu că aici ceva prețios, dar da, o să venim la, da, o să revenim la caietul ăsta special, așa, el arată ca o carte, dar da, o să povestim noi despre el, că interiorul o să-l dea de gol, o să vorbim și despre copertă. Cum a fost la tine, Ionel? Am fost, provin dintr-o familie adventistă, adventiștii nasc copii. Copiii hotărăsc dacă să fac adventist sau nu. Eu am hotărât pe la 17 ani jumate. Și până atunci ai fost așa mai până atunci am fost un răsfățat. Așa? Până atunci a fost un răsfățat în biserică, pentru că oamenii mă iubeau la biserică. În ce localitate ai crescut? Maxenu, județul Buzău. Mă iubeau la biserică pentru darurile care le-a pus Dumnezeu în mine. De exemplu, când am primit cadou un harmoniu în biserică, eu am învățat să cânt la el în 10 zile. În 10 zile eu știam toate cântările din cartea de cântări. Ai o ureche specială? Da, da. Ai făcut ceva școală de muzică, nu, în copilărie? Nu. Pur și simplu te-ai născut cu darul ăsta? M-am născut cu darul acesta, dar am fost crescut în biserică, pentru că atunci când cânta corul în biserică, uneori spuneam: vreau să aud doar basul. Și mă duceam acolo și auzeam doar basul. Altădată spuneam: vreau să aud fetele alea cântă alto. Mă duceam acolo și auzeam doar alto. Și asta m-a format. Ai ureche absolută? Nu am absolută, dar am o ureche muzicală foarte bună. Și la câte instrumente știi să la poți? Multe, nici nu știu să le număr acum, dar nu știu, la pian, la, așa, deci când bine la pian, da, când bine la chitară, da, când bine la mandolină, când bine la acordeon, când bine la blocflote, când bine la muzicuță. 6 până acum, mai ai? Cam pe ce... Și am încercat la trompetă și nu ne ieșea nimic. La trompetă n-am nimerit-o, da. Deci am 6-7 instrumente, dacă harmoniul ăsta în ce categorie intră? Pian, orgă. Cu aer. Orgă. De asta, cu pedale. De aici, cu pedale trebuia, da, să... Da. Și vreau să spun că am fost un răsfățat în biserică, pentru că dacă eu eram în clasa 5-a un pitic și biserica n-avea pe nimeni să-i conducă în închinare cu instrumentul și eu îi conduceam cu cântarea, au rămas foarte plăcut impresionați când... pastorul nostru, Drăgan, care venea de la București cu soția lui Drăguță, o femeie specială,
mi-a marcat copilăria. O dirijoară excelentă, așa. Și când m-a văzut pe mine că eu cânt la pian, tu Ion, tu cânti la pian? Da, eu cânt la pian. Dar tu știi să cânti, da, și pare albe și pare negre. Serios? Da. Dar n-am înțeles tu de aia, eu cânt de mult, cam de când? De o lună. Păi știu că cam de o lună n-am venit pe la voi. Îi plăcea să vină cu soții la biserică, era mare sărbătoare la noi. Ea dirija corul și... A rămas atât de impresionată că eu am învățat într-o lună să cânt și pare albe și pare negre singur. Singur? Da. Și mi-era urât că era singur în biserică, stăteam până la 12-1 noaptea, că eu așa sunt, când încep eu nu termin. Da. Până la 1 noaptea stăteam și acolo și căutam urori, acordurile din mintea mea. Frați urori? Am. Ai? Da. Și ei au și ei darurile astea sau au venit toate la tine? Mai puțin. Mai puțin cu muzica. Muzica. Le-ai luat pe toate. Cel mai mic a zis, poate nu va mai veni. Cel mai mic din... Cel mai mic. Câți frați mai ai? Toți am fost 7. Oho, familie 7. Mare. Da, da. Și părinții tăi din prima, primii care au venit din familie în biserică sau aveau și părinții lor? Că bunicii mei din partea mamei au fost primii adventiști în localitate. Cred că de acolo mi se trage mie cu pușcăriile. Poate o să vorbim despre asta. O să vorbim, asta, sigur. Că e interesant, că, sper să nu se tragă în lucrurile alea. Asta, da, că bunicii mei așa de mult îl iubea pe Domnul Iisus, încât erau dispuse și sufere pentru el. Odată au închis geamurile, au pus păturile în geamurile în casa lor și au deschis cărțile de cântări și au cântat și a deschis Biblia și a citit și a auzit vecinii. Și a prins în flagrant. A venit popa cu jandarmii, i-au legat. Asta ce an? Înainte de perioada, în timpul lui Antonescu sau după al doilea, da, după al doilea război, da, mondial? Da. 1930, cred. A, în perioada interbelică. Cam așa. Cam așa. Și vreau să spun că i-au legat, i-au dus la postul de miliție, cum era atunci, până dimineața. I-au ținut acolo și au pus câinii lupi pe ei, mai ales pe bărbați. Și ridica capul în sus să nu-i muște de față, iar a doua zi, pentru că ei n-au renunțat la rătăcirea din capul lor, rătăcirea în concepția majorității. Da, mie nu mi-e rușine să spun că sunt rătăcit. Odată eram într-o erau foarte mulți oameni și cineva mi-a zis așa tare: ești un rătăcit, voi adventiști sunteți niște rătăciți. Și am ascultat atent și am zis: da, domn, aveți dreptate. Recunoști? Recunosc. Dar chiar cred asta? Uite, noi ăștia, o mică grupă de oameni, ne-am rătăcit de grupa aia mare care se ducea în iad și am luat-o în partea asta spre rai. Așa este, noi suntem niște rătăciți, recunosc. V-ați scos bine. Ne întoarcem puțin la povestea da, bunicilor și... Și vreau să spun doar atât, că bunicii mei, în ziua următoare, tot satul a fost pus pe picioare, pe stânga și pe dreapta, și toți au strigat: hu, n-ai făcut de rușine în sat, așa vă trebuie. Și au dus legat din post în post să-i judece la Plăiești. Și au băgat la închisoare. Pentru credința lor. Da. I-au prins, domnule, în casa lor. I-au prins. Citea din Biblie. Ce chestiune. Da. Bun, și adolescența voastră. Tu ai mers cu familia la biserică, tu ai venit cumva cu rădăcini serioase, da, în chestiunea asta. Da. N-ați avut niciun moment mai de rătăcire să ziceți: băi, uite, ce Dumnezeu, hai că acum trebuie să ne trăim și noi, nu știu, perioada asta mai de viață. Eu am avut acesta pentru că veneam dintr-un răsfăț, da? Așa. La biserică eram răsfățat, în familie la fel. Și pe la adolescență, da, am avut un moment de rătăcire din ăla dramatic, așa. În ce a constat? Cât poți să ne spui? Pot să spun mult, dar în sensul să clădesc, să ajut și pe alții, să ajut părinții. Să ne spui soluția. Exact, să ajut părinții care au adolescenți, e foarte important. Și o perioadă foarte complicată. Da.
Da? Pentru că dacă n-ai făcut nimic până la adolescență, nu încerca să faci atunci nimic, lasă așa, lasă așa cum e. Dacă ai făcut ceva, așteaptă că o să treacă adolescența și o să se așeze lucrurile ca unde părinte, trebuie. Zici. Ca părinte, ca părinte. Adică să clădești, mama mea, pe care o iubesc, am iubit-o și am mai iubit atât de frumos, care a fost văduvă de la 40 de ani. Tatăl meu a murit când eu aveam 5 ani și ceva. Și a crescut 7 copii și i-a crescut frumos și mama mea care a dorit binele copiilor ei, când m-a văzut pe mine la 17 ani, ascultând la magnetofon Tesla, o muzică din aia deșanțată pentru ei la biserică, da? Ascultam Abba, Boniem, da? Și am aranjasem cu un băiat să mă învețe și pe mine să joc. Că, eu îmi place să cânt la instrumente, nu știu să dansez. Să dansezi? Nu știu să dansez, neam nimic, nu știu, sunt un caragios. Da. Și vorbiți cu un prieten să... Băi, îmi place mă și pe mine să joc, mă, că nu știu mă să joc. Vrei să mergi pe la unde era, la discotecă, la club? Da, ceva de genul ăsta, da. Și la noi acasă am dat muzica la maxim de tare... Și-a făcut baterie dintr-un butoi. Da, tobele mi le-am făcut dintr-un butoi cu folie de la solar. Așa. S-auzea super de bine. O chitară electrică bas. Un prieten de-al meu care era în formație la vreme, aveam o formație, cântam la nunți. Serios? Da. O chitară electrică făcută dintr-un dulap ca ăsta. Uite cum e masa asta așa, așa, luat de la colectiv. Am făcut chitară electrică bas. Și ți-ai făcut-o tu? Nu, eu, prietenul meu care era foarte priceput. Și acum e priceput, face tot felul de minunății. Da, da. Ai mai păstrat legătura cu el? Da, bineînțeles. Okay. Așa, v-ați făcut, v-ați confecționat voi instrumente? Da, tobe, tot ce ne trebuia. Și vreau să spun că a fost un moment dramatic când mama mea a zis... Stai puțin, și mergeați la anunți din astea, ca lăutari cumva. Am fost și la anunți de adventiști, da. Și am fost și la anunți ortodoxi, da. Da. Și trebuia să cântați ce se cere. Da, și vreau să spun că mama mea a zis, nu, în casă la mine nu așa ceva, nu se poate, nu supun, nu concep așa ceva. Și a zis, bine, dacă nu se poate în casă la tine, și-am plecat. Cu unul din prietenii din formație, da? El a luat cuțitul și niște bani, ce-a șterperit, eu n-aveam de un seau bani, că nu prea aveam bani. Într-o noapte am plecat de acasă și ne-am culcat în tren, ne-am suit într-un tren și ne-am culcat și ne-am trezit când s-a terminat trenul. Și ne-am trezit într-o altă țară, vorbea alții o altă limbă, abar n-aveam, în Sfântul Gheorghe ne-am trezit. Da. Toți vorbeau altă limbă, pe unde un fi aici? Nu știu, am cerut și noi pâine, s-au uitat ciudat la noi, da. Și am dormit pe malul Oltului. Hai să înțeleg așa, da. Ancorează-mă puțin în timp, cam ce an? După 80. În anii 80. Am dormit pe câmp. Puțin, la râu. Cred că puțin până în 80, că în 92 ai făcut... Și după armada, aceea, nu? Da. Vreau să spun că, da, Dumnezeu a fost cu mine și atunci în rătăcire. De exemplu... Aveai și alte vicii pe lângă asta cu muzica? Încercam și noi să vedem, am tras de două ori dintr-o țigară, chiar n-avea nicio idee, nu-mi plăcea deloc, nu m-a plăcut. Am luat ceva alcool odată. Ne-am amețit așa și nu mi-a plăcut. Dar vezi, dacă eu crecusem ca un răsfățat într-o lume frumoasă, am crezut că să văd și cum e lumea cealaltă. Și mi-am dat seama că așa ne duceam pe acolo la discoteci, ne duceam pe acolo ca niște maidanezi era. Păi și bani? Nu avem bani, ce ne trebuie bani? Da. Și... Păi trebuia să mâncați, trebuia să dormiți, ai zis că ați dormit pe malul... Dormeam pe malul Oltului, da. Și când vedeam că erau foarte mulți tineri care făceau baie acolo, noi am zis, ne ducem pe niște hume mai înalte, sărim noi de acolo, noi știm cum să face baie, noi știm de aia de la țară. Toți făceau baie într-un anumit loc și noi săream în cap de la o altă distanță și niciunul, de dimineață până seara stăteam acolo, niciunul nu ne-a zis, băi, nu e bine acolo. Și la un moment dat, când ieșeam, am simțit niște țevi, era cam la un metru așa, niște țevi din metalice. Noi săream cu capul în țevirele acolo, puteam să ieșim cu burta în ele acolo. O zi întreagă am sărit acolo. Nimeni nu ne-a spus, nu e bine să faci baie acolo. Wow. Și atunci am zis, opa, ce se întâmplă? Și câte zile astea a plecat? Cam o lună, așa. Cam o lună? Era, da. Că era afară. Și nu existau telefoane mobile, nu știa nimeni și de noi nimic. Mama ta nu știa? N-am mai știut. Îți dai seama prin ce stres a putut să treacă o femeie care a crescut un copil, o mamă care a crescut un copil cu mult chin, da? Să, dintr-o dată și când se face la 17 ani... Fiul risipitor, ce ai făcut? Cum te-ai întors acasă? Fii atent, nu m-am întors direct acasă, m-am dus pe la o soră de-a mea de la Târgoviște. Căsătorită? Și atunci,
Da, da. Și atunci l-am întâlnit și m-a întâlnit Dumnezeu prin Nicu Butoi, cum i-a întâlnit-o și pe ea. Și el a zis, tu cânti frumos la chitară. Nicu, cum știa el să ridice pe oameni, să vadă ce e bun în el? Mi-a plăcut, tu ești un om valoros, tu știi să cânti frumos la chitară. Aș fi foarte bucuros dacă ai vrea să cânti la mine la nuntă. Serios? Da. Wow, gata. Și așa ne-am întors. I-am cântat lui la nuntă. Cine mai era ca noi? Am chemat trupa mea de la Buzău. Băieți, haideți tu toți, avem o nuntă. Serios? Avem iar o nuntă, avem o nuntă. Și am cântat noi pe o scenă acolo la Făleni. Și cine mai era ca noi? Da. La un moment dat era un domn, așa cu ochelari groși, într-un colț acolo, stătea cu minte. Și la un moment dat Nicu, cu mireasa lui Monica, a zis, mulțumesc, Ionel, frumos. Uite, acum mai am un prieten care vreau să ne cânte și el ceva. Și scoate acel prieten cu ochelarii groși o vioară și când începe să cânte, era Florin Lăiu. Când începe să cânte la vioară, am zis, Nicule, nu mai stăm sau plecăm acasă? Nu mai avem un rost pe aici. Stam până la capăt. Da. Asta a fost momentul cumva de reîntoarcere la Dumnezeu. Și mi-era un dor să mă duc la adunare și mi-era un dor să citesc Biblia. Mama ta ce reacție a avut când te-ai întors acasă? A rămas șocată, nu mai m-a întrebat unde am fost, ce am făcut, nimic. Și nu-i venea să creadă că m-am întors cu un dor după Dumnezeu autentic, așa. Am început să citesc Biblia de la început, da? Și nu mai mă săturam. Contează cumva, acum uitându-te în urmă și, na, și părinte, tată, da. Contează să mai închizi ochii la un moment dat față de năzbătiile la adolescență, care le mai fac adolescența. La adolescență, neapărat. Fără fiindcă, să ai orgoliu, fără să... Da, neapărat, fiindcă îl iubești cu adevărat și ești înțelept, la adolescență închide ochii cât mai mult, pentru că, pur și simplu, o atitudine autoritară poți să arunci copilul ăla într-o groapă din care nu va mai ieși niciodată. Aveam de gând să nu mai ne întoarcem niciodată. Poate că, da, dacă exista teama asta față de... Ne-am dus să ne angajăm pe șantier. Era gata să ne angajăm pe șantier. Și la un moment dat eu sunt cam așa cu ochii, nu prea văd bine. A zis, din cauza... Dumnezeu îmi pune piedici, că dacă vrem să ne angajăm acolo, să ne ducă la cămin acolo, să nu mai vedem niciodată pe ai noștri. Da. Da. Și mai aveam un pic, că nu trebuia să muncim cumva ca să scoatem bani. Și ne-am dus pe șantiere să ne angajăm, mai aveam un pic să ne angajeze și la un moment dat a zis, nu, tu nu ești bun cu ochii, șantier e riscant și nu ne-au primit. Și te-ai întors. Biserica cum a reacționat cu față de întoarcerea ta, față de rătăcirea asta pe care ai avut-o? Frumos. S-au bucurat că m-am întors și săracii de ei n-a prea mai avut parte mult de mine, că după momentul ăla am mai stat puțin și apoi am primit un telefon să vin la Târgoviște și viața mea avea să aibă o altă întorsătură. S-a dus într-o altă zonă. Da. Voi, de fapt, locuiți acum lângă Târgoviște. Da. Și ați locuit o perioadă de lungă de timp chiar în oraș. În Târgoviște, da. În Târgoviște. La tine cum a fost nuțica adolescență? La mine n-a fost așa o turbulență ca lui. La mine lucrurile au mers așa lin. Eu sunt o introvertită și sunt precaută din fire, niciodată nu-mi plac eșecurile și sunt foarte prudentă, vreau să fac anticipez cumva ce da, vreau să fac pași mărunți, dar siguri. Și m-am bucurat foarte mult, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că l-am cunoscut pe el mai aproape, am mers la biserică, cum spuneam că la 18 ani m-am botezat, ne-au primit tinerii. Apropo, voi ați făcut liceul? Da. Da? Și tu, Ionel, ai reușit să faci liceul? În perioada respectivă în care... Da. Adică ai mers mai departe, de ai terminat și cu bacalaureat, și la tine la fel? Eu am prima treaptă de liceu. 10 clase sau cum sunt astea? Cum erau tocmai atunci am venit la biserică și îmi plăcea foarte mult să învăț, aveam note bune și s-a întâmplat, adică nu știu, am zis nu pot merge cu sâmbăta. Mai departe e mai complicat. Și am încheiat cu școala. Dar cu toate astea mi-a părut rău. Ai dedicat un timp așa special pentru muzică, ți-a plăcut muzica în adolescență și în biserică. Da. Și aici, hai să povestim puțin despre ce e aici, te rog să ne ieși deschis. Mi-am făcut foarte mulți prieteni, prietenii cântau la cor și... acesta a fost hobby-ul meu așa din adolescență.
să-mi fac un caiet cu multe cântecele scrise de mână. Ne spuneai înainte că, uite, așa își petreceau timpul adolescenței acum 40 de ani, spre deosebire de cei de astăzi care stau pe TikTok. Da, scris la lumânare, la lampă. Cum zicea Ionel, lampă cu? Lampă cu carbid. Sunt niște pietre care, dacă pui apă pe ele, scoate un gaz. Noi ne jucam, făceam puși din ele, făceam tunuri, bușește aia de sare în sus, magazia, da? Niște pietre care, dacă le pui în apă, scoate un gaz efervescent așa și dacă îi dai foc, explodează. Dar dacă ai un robinet și ținea, cât ținea? Băgai două, trei pietrecele, cât se ținea lampa de carbid? O seară, cred că. Toată noaptea. A, stătea și scria, e scris foarte, foarte frumos aici. Am adus și un cadou. Ia să vedem, Cu semnificație. Nu mai e cu carbid. Vreau să zic că este prima dată când primim un cadou aici la Autentic, așa că... Nu zic, ce ducem noi la omul ăla acolo? Ce ducem noi acolo? Noi trebuie să ducem ceva. Și... E cu semnificație adevărat, e o lampă care luminează foarte frumos. Mă rog, mulțumesc mult, mult de tot, apreciez din toată inima și ea rămâne aici. Da, te rog. Între timp eu am să arăt caietul ăsta, el se vede că este așa, cântări de cor spre slava lui Dumnezeu scrie și se vede scris acum 40 de ani. Chiar o să vă rog să și cântăm de aici, din caietul ăsta la un moment dat. Da, dar cum de-a prins el coperta asta, care e o copertă foarte frumoasă? E de atunci? În timp, peste ani, am mers la penitenciar, l-am lăsat acolo ca deținuții să-și mai transcrie unele cântecele pentru că le plăcea foarte mult și având legătorie s-a gândit să facă... Ne fac o mare surpriză. Coperta este făcută De un deținut care are o experiență extraordinară. A cunoscut adâncimile iadului, pot să spun așa, și de acolo încet încet s-a întors spre Dumnezeu, spre lumină, acum este liber. Cum ați ajuns voi la penitenciar? Andrei Florea, nu? Exact. Andrei Florea, care are și el ne-a făcut aici. Această surpriză plăcută, mi-a legat mie o Biblie și soției mele i-a legat și a scris acolo, i-a legat acest caiet frumos, i-a făcut coperți. Foarte frumos, foarte fain. Da. Foarte fain. Voi mergeați la penitenciar pentru că? În momentul când ne-am convertit, să spun așa, și cred că asta se întâmplă cu oricine, când te naști din nou, nu te naști din nou așa să fii un membru cu minte, te naști ca misionar. Eu așa cred, da. Și imediat cum a venit Revoluția și s-au deschis porțile din 91, când am făcut un calcul, avem peste 30 de ani de când lucrăm în închisori. Eu, soția mea, copiii mei de când erau mici. Duceam cu ei la închisoare, da. Vă duceați pe ei la închisoare ca să... De maximă siguranță. Să-L prezentăm pe Domnul acolo. Hristos. Da. Și avem experiențe așa de frumoase, am văzut oameni schimbați, nu printr-un seminar de nu știu câte episoade de teologie. Am văzut oameni schimbați printr-o cântare. Oameni mulțumindu-i lui Dumnezeu că a ajuns în închisoare. Da. Deci afară nu aveam timp. Da. Pur și simplu, la nu puteam să spunem stop. Femei, da. Aici mi-am făcut timp și l-am cunoscut pe Dumnezeu. Acest am om a fost salvat. Acest om a fost salvat prin două cuvinte. Pacea Domnului Iisus, frate. Petre Teofil a fost cu noi odată pastorul la închisoare. Pastorul Petre Teofil a fost cu noi la închisoare odată. Cum era tăcut, liniștit așa? N-a vorbit prea multe atunci. La ușă de tot, la sfârșit, omul ăsta venise pentru prima dată la întâlnirea noastră. Și a zis, n-am înțeles nimic. Era prima dată când vin la o întâlnire de genul ăsta. N-am înțeles nimic. Cântări, rugăciuni, vorbeau pe acolo, n-am înțeles absolut nimic. Dar când cineva mi-a zis, pace, păi sufletul meu era război, era tulburat. Mai pot să capăt eu pacea? Pacea lui Iisus? Aha, pacea Domnului Iisus? Frate, mai sunt oameni pe pământul ăsta care mai mă consideră și pe mine un om egal ca el, fratele lui? A fost salvat prin cuvântul ăsta. Pacea Domnului Iisus? Frate. Dar nu ți-a fost frică, nu ți-a să te duci acolo între deținuți? Când am mers prima dată la penitenciarul Caragiale, chiar că am stat într-un tremurat. Erau îmbrăcați, îți mai amintești? Nu văzându-i pe ei, nu. Care da, da, mi-amintesc perfect. Văzând securitatea, nu pe oameni ca persoane, nu ei m-au înfiorat. Cele trei porți și cele pe trei care porți treceam.
ca să ajungi acolo. Și într-adevăr, să spun ca o mică glumă așa, am și călit-o, s-a călit. De exemplu, eu nu eram acasă. Nu eram acasă și într-o seară târziu a bătut cineva la ușă. La bloc stăteam. Alo, cine este? Costache Ionel. Dar soțul nu e acasă, știu. Omul se libera din închisoare. Da. De regulă, cei care se liberau din închisori după mulți ani nu vreau să ducă nici la copiii lor. Le era rușine? Nu. Vreau neapărat ca recunoștință față de Dumnezeu. Vreau să vină la noi și la biserică unde mergem noi. Da, și apoi să-și întâlnească familia. După aia nu mai mă interesează. Primul și primul să-i mulțumesc lui Dumnezeu, mă duc la biserică unde merge Ionel și mă duc la Ionel. Și după aia ne ducem la treaba noastră. Așa făceau, da? Și eu nu eram acasă și el a zis, i-a deschis, bineînțeles că i-a deschis și a zis, doamnă, să știți că eu, uite, sunt de la Caragiale, eu sunt om serios, nu vă mint. Și a arătat biletul de ieșire de la închisoare. Scrie așa pe el, Costache Ionel, condamnat pentru omor 18 ani. Da, domnul, mare dreptate. Și a zis, așa este, deci nu m-a mințit. Asta la noi câteva zile. Și vreau să spun că, zic, de asta s-a cărit de atunci. Se oprea pe drum și spunea, asta pe vremea mea... Era 2 lei. Asta pe vremea mea era... De seama, el venea dintr-o altă lume. A stat mulți ani acolo. Da. Ei, asta spun, am văzut minunile lui Dumnezeu. Am văzut oameni schimbați de puterea lui Dumnezeu și nu cu lucruri complicate, cu o cântare, cu o strângere de mână, cu chestii de-astea simple așa. Dacă noi am lăsat frimiturile astea, bunătățile astea care le avem noi în bisericile noastre, dacă le-am lăsat câteva frimituri așa să cadă și la cei oameni care sunt flămânzi, aceia s-ar sătura și ar merge direct spre rai. Ionel are multe de povestit. A fost așa și când l-ai cunoscut? N-a avut timp să mă cunosc. A treia oră am spus să ne căsătorim. Serios? A treia oră. Ne-am întâlnit odată. Hai să vedem. Lasă-mă pe ea să-mi povestească puțin că sunt curios. Deci omul hotărât, nu? Asta prea mult la discuție. Sau a doua oră ți-am spus. Nu mai știu sigur. Hai să vedem că femeile de regulă țin minte detaliile. Dintotdeauna... Deci am avut un culcuș cald acasă, o familie iubitoare, nu mi-aș fi dorit să plec, dar doream să am un prieten și întotdeauna nu era o rugăciune să nu mă rog pentru viitorul meu, pentru viitorul meu soț. Și când l-am cunoscut pe Ionel, citeam Soli pentru tineret și... acolo în această carte inspirată, bună carte, ne dădea sfaturi să căutăm, să primim sfaturile oamenilor cu experiență și cam așa ne-am căsătorit, prin recomandare și... Din nou Nicu Butoi. Da. Din nou Nicu Butoi. Sora lui Nicu Butoi de data asta, sora lui Nicu Butoi, Adina, cunoscându-mă pe mine, a zis Ionel, vreau să-ți fac cunoștință cu o fată. Da. Cu care te-ai completat. Exact, exact, am fost așa, complementari. Și mama lui Nicu Butoi i-a spus ei să vină, te caut un băiat la Târgoviște, du-te la el. Ce ai zis când ai auzit așa? Acum vremurile s-au schimbat, atunci era altă mentalitate, nici nu încăpea în inima și în sufletul meu să caut băieți. Da, era rolul băieților să facă treaba. Rolul băieților să caute fetele. Și eu tot timpul, până se elucidează mintea mea ce am de făcut, spun nu. Și atunci am spus, n-am nimic de pierdut dacă voi merge la biserică la Târgoviște. Și atunci poate o să mă cunoască și un băiat. Ce vârstă aveai? Aveam 21 de ani. Da, și am mers la biserică, dar zic, cum o să mă întâlnesc, nimeni nu ne face cunoștință, de unde știu, cam știam că era cu chitara și făcea cursuri cu cei care doreau să mai cânte, da, la chitară. Și da, zic, de unde o să mă știe pe mine? Am mers într-o miercuri seara la o oră de rugăciune și... ne-am grăbit până spre finalul orei ca să prindem autobuzul. Și el s-a ridicat foarte rapid din bancă. Am făcut cunoștință și ne-a condus la autobuz. Era împreună cu sora ta? Eram împreună cu sora mea.
atunci ne-am mai întâlnit încă de două ori în parc. Ce trei era? Am spus, vrei să fii soția mea? Și a zis da. Dar câți ani aveai? 23. 23, și, tu și deci, 21. 21. Ne-am întâlnit în sfârșitul decembrie. Băi, da. În ianuarie a spus ne căsătorim. În când am făcut în logodna? În februarie am făcut logodna și în martie am făcut nunta. Cât? 27 martie. Și au trecut de atunci 35 de ani. Dar ce spun asta? Ea s-a rugat, dar și eu m-am rugat. Te-ai rugat și tu pentru viitoarea soție? Da. M-am rugat, domnului. Dar de unde știi, uite, două, trei întâlniri, de unde știu că... Am știut sigur de la Dumnezeu. Cum? Vreau să spun pe scurt, văd o Biblie acolo, te rog să-mi dai puțin sigur. Biblia. Când m-am hotărât să mă căsătoresc, am mai vorbit cu o fată de la Buzău. Și vreau să spun că întâi am vorbit cu ea și am avansat foarte tare și nu am rugat pentru treaba asta, nu l-am întrebat pe Dumnezeu pentru treaba asta. Ar fi o poveste mai lungă, încerc să o scurtez foarte tare și acum caut, că atunci mi-a ieșit din prima, dar acum trebuie să caut. Și la un moment dat, m-am dus la ea acasă, într-o sâmbătă seara, și tatăl i-a zis, hei, tu așa vii la logodnă? Șifonerul, plin cu prăjituri, lume mult acolo. De fapt era cununia, era logodna noastră. Serios? Eu nu știam treaba asta, dar... Te-a pus în fața faptului împlinit, da. Așa? Și tatăl i-a zis, dar tu așa vii la logodnă, nu vii tu cu cineva? Înțeleg că n-ai tată, dar n-ai știut pe nimeni așa. Da. Și m-am prins imediat, am tăcut, nu mi-a convenit chestia asta. Da. Și am zis, adică n-am înțeles ce trebuie să vin cu tot neamul să spun că eu vreau să mă căsătoresc cu fata ta, eu nu prezint garanții morale, nu, am vrut doar să aud din gura ta așa. Și a auzit din gura mea că eu practic vreau să mă căsătoresc cu fata lor, de față cu toți. Eram deci prins prin făgăduința gurii mele. Așa. E interesantă povestea. Ar fi mai multe de spus aici, să spunem pentru tineri, dar vreau să spun așa. Sorii pentru tineret, capitolul prietenie, cârtenie, căsătorie. Grozav. Spune așa, Dumnezeu este interesat să unească în căsătorie tineri potriviți, dar și satana este interesat să unească în căsătorie tineri nepotriviți, ca să-și facă rău unul altora și rău familiei și rău societății. Dar uite cât rău se face astăzi, că familii se unesc și în foarte scurt timp se destramă. Așa, și cum ai făcut? Și să spun, am simțit că am plecat pe drumul ăla fără Dumnezeu și la un moment dat am zis nu mai pot, i-am spus și ei, băi, simt că nu mai pot să merg mai departe. Cu toate că voi vă logodiseră. da. Și cumpărase rochia de mireasă. Ajunsesem să facem certificatul prenupțial. Și am spus, măi, nu știu dacă simți tu asta, simt că nu pot să mă mare mai departe. Hai. Și ea zice, uite ce facem, hai să ne rugăm și să postim o zi, pentru îmi place ideea asta. Tu la Târgoviște, eu la Buzău, așa face, când? Miercuri. Și vreau să spun că în ziua aia de post și rugăciune, eram trist și îngândurat. Doamne, e un pas important în viață și eu știu că dacă te roagă un copil al tău, tu îi răspunzi. Te rog, învață-mă ce să fac. Și era Biblia acolo pe masă și am deschis-o, îmi spune-mi, Doamne, ce să fac. Și a deschis Biblia aici. Fiule, dacă te-ai pus chezas pentru aperele tău. Da, chiar. Mă vedeam în picioare când ziceam lui taxul treaba asta. Dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de făgăduința gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule, dezleagă-te. Căci ai căzut în mâna aproape lui tău. De aceea, du-te, aruncă-te cu fața la pământ, stăruie de el, nu da somn ochilor tăi, nu mai puteam să dorm, noaptea eram îngrijorat, chiar așa era. Nici ațipire ploapelor tale, scapă din mâna lui cum scapă căprioara de mâna vânătorului și pasărea de mâna păsăratului. De unde ai citit? Proverbe 6. Sâmbăta următoare m-am dus la Buzău. Spășit, aruncă-te cu fața la pământ, da, spășit. Și sâmbătă seara ea m-a întrebat, cum a fost? Ai postit? Da. Te-ai rugat? Da. Și ea zice, știi ce am simțit? În ziua aia de post am simțit să citești ceva din Biblie. Și uite ce mi-a arătat Domnul. Ce ți-a arătat? Și ei același lucru nu-mi spune. Și ei nu același verset, în schimb i-a arătat un verset ceva de genul ăsta.
tu rămâi cu mine, să treci de încurajare. Un psalm de încurajare. Că eu te prețuiesc și eu sunt cu tine. Tu, indiferent să, ce s-ar întâmpla. Ceva de genul ăsta, tu rămâi cu mine, da. Și am spus, măi, uite, și eu am avut aceeași chestie, să deschid Biblia, să citesc. Și uite, când a citit acolo, a început să plângă și a fost foarte supărată și a fost foarte tristă. Și după aia am condus-o până acasă și ea a zis, gata, până aici, ba nu, mă, bine și în casă. Și am mers și am spus și părinților. Da. Ai fost asumat? Da. A zis, gata, m-am înțeles. Nu, vin până în casă, am intrat la tine în casă de câteva ori, e normal să intru și acum. M-am dus, am spus părinților lor. Și atunci l-am văzut pe tatăl ei plângând. Acum îl înțeleg și mai bine. Era un bărbat înalt, puternic, un om frumos, bine înstărit material, avea casă în Buzău pe vremea aia, niște oameni așa, gospodari. Și l-am văzut plângând. Da. Mi-am luat la revedere și am plecat. Și de-apă aia am zis, nu mai mă joc cu din astea. Înainte să mă hotărăsc pentru nuțica, m-am rugat, am văzut portretul robot și când am văzut-o, pe aia am zis, este. Și atunci puteam să o cer și a doua zi în căsătorie, că am avut de plină siguranță. Tu ai avut același sentiment? Da. Nu cumva te-ai aruncat așa în față? Eu sunt un om precaut, dar nu știu, am simțit că Dumnezeu mi l-a pregătit cu mult înainte. Deși el este total diferit ca temperament față Suntem de tine. Suntem total diferiți la poluri extreme. Da, asta se observă de departe cumva, că sunteți diferiți. El e cu accelerație, eu cu frâna. Și asta completează, nu? Dar care a fost secretul căsniciei voastre, din punctul tău de vedere? Și o să-l întreb și pe Ionel, să văd opinia lui care este. Ce a făcut ca să țină unită familia voastră? Chiar dacă am avut temperamente diferite, principiile au fost principii aceleași. Drumul pe care ni l-am stabilit de la început coincidea și dorințele și așteptările și... Asta a fost cumva, din punctul tău de vedere, cheia, să rămâneți la principii și să nu vă abateți de la ele, indiferent ce ar fi și ce s-ar întâmpla. Din punctul tău de vedere... Eu cred că chiar diferența asta de temperamente a fost care ne-a ținut, mie mi-a dat stabilitate, da? Și, bineînțeles, pe plan spiritual, l-am iubit amândoi pe Domnul Iisus. O iubire curată, sinceră, și iubirea asta s-a manifestat în a spune și altora despre El. Casa noastră era deschisă, ușa noastră la bloc nu era închisă. Mă amintesc că odată a venit un prieten, Ionel Preda, pastor pe la Ploiești. Și venea de nu știu de unde și el trebuia să ducă la țară și zicea, Ionică e lângă gara, lasă că mă doare. Și știa că eu am ușa deschisă și nu mă deranja. Și a intrat și el, cu minte, încerc cum e. Finul s-a intrat și când a văzut că doarme cineva în sufragerie, că noi aveam de regulă acolo invitați, musafiri, el a zis, nu îl deranjez pe om, s-a așezat și el pe cuvor. S-a culcat pe cuvor. Și-a desfăcut haina. Dar ne-a povestit dimineața. Musafirul, era Doamne, ce frică mi-a fost. Am văzut în noapte așa, când nu aprinde lumina și vine un bărbat urmă, așa puternic, mare, așa. Și am vrut să țip, dar am zis, mai stai să văd ce face. Când am văzut că s-a așezat și el cu minte și nu îți face nimic să culcă, mai m-am uitat un pic și zice, m-am culcat și eu după aia. S-a spus, la voi puteau să intre așa oamenii? Da, știa că e ușa deschisă. Prietenii, mă rog, nu oricine. Dar oameni care nu vă anunțau înainte. Deținuții. Au fost mulți deținuți în casă la noi și le-am dat la masă. Întreba, ce vrei tu să faci când te faci mare? Întreabă pe băiatul meu Samuel. Dar ăsta de mic zice, polițist. Aoleu, ce tu mai polițist mă vrei? Fă-te și tu altceva. Eu am învățat pe copii așa, că totul se poate. Să nu înveți niciodată pe copii că nu se poate. Tati, îmi place foarte tare mașina asta de poliție. Are lumini, sunete frumoase, vreau și o mașină. Da, se poate. Cum? Păi uite, când te faci mare, înveți bine, te faci polițist și ți-o dă gratis. Și acum la toată lumea spunea să faci polițist. Normal că să-i dea aia mașină. Spuneți-mi, care a fost, ați avut vreun moment așa mai dificil în căsnicia voastră? Cum ați reușit să treceți peste momentul respectiv? Dacă a fost, dacă nu, cu siguranță au fost și momente mai
nu știu, de supărare sau de opinii diferite. Cum ați făcut voi față și cum reușiți și acum să faceți față situațiilor ăstora mai complicate, în care apar divergențe de opinie, în care unul zice într-un fel, altul are o altă direcție. Cum ați făcut ca să treceți peste ele și să vă împăcați și să fie așa armonia asta frumoasă? Eu, fiind mai liniștită, atunci când intervine o neînțelegere, să zicem, un schimb de opinie, o ceartă, hai să spunem direct, că până la urmă apare în familiile noastre. Sunt destul de răbdătoare ca să aștept, să nu discut atunci, că chiar dacă am altă opinie, amân această opinie, că știu că nu o să fie de acord și eu spun la momentul potrivit când știu eu că o să primească și atunci spune da, ai dreptate. Că se mai stinge puțin, nu? Ok, ai, aici a atins un diez. Nu? Da, adevărul e că n-am prea avut timp de certuri. Po bune, am avut 3 copii de crescut. Timpul a trecut atât de repede, parcă ieri a fost când ne-am căsătorit. Foarte repede a trecut. Implicați în tot felul de proiecte misionare, chiar efectiv n-am, eu nu, dacă le-aș număra pe degete puțin, să știu dacă, cel puțin, nu, ne-am mai certat, dar le-aș număra pe degete. Cel puțin în primul an de căsnicie, nu mi-am amintit să ne fi certat. A fost cine, așa un an de miere, nu? Cineva mi-a zis, zice, cred că nu prea sunteți normali. Avea dreptate. Cu toate astea, dacă vin astea 2, 3, 4, 5, cum ați făcut voi să fie armonia asta frumoasă între voi? Ce ați făcut? Că înțeleg că Nuțica a mai lăsat așa puțin de la ea și a zis, mă, ok, hai să mai treacă puțin timp, se mai liniștește Ionel, mai vede și el altă, mai vede și o altă opinie, la un moment dat mai știu eu cum să pun problema și să se rezolve lucrurile. Legătura cu Dumnezeu. Legătura cu Dumnezeu, spun. Asta-i dar cum, cum ați întreținut-o? Vă rugați împreună? Aveți un timp al vostru, doar voi doi sau fiecare pe genunchi acolo în liniștea lui? Am avut și împreună, dar am ținut neapărat să avem și fiecare în intimitatea lui. Fiecare citea cartea lui pe lângă Biblie, fiecare avea legătura lui directă cu Dumnezeu. A contat cumva și grupul vostru de prieteni, anturajul, biserica? Absolut. Cu cei cu care v-ați intersectat. Și după anumită vârstă, după anumită trecere în timp, deja ne-am simțit responsabili față de alții. Eram deja părinți spirituali în sensul ăsta. Tot timpul am fost. În casa noastră veneau, de exemplu, a venit un grup de câți a fost atunci? 12, 14 inci, da? Dintr-o localitate unde nu erau adventiști, un grup de tineri, toți s-au făcut adventiști, astăzi sunt prin Belgia, sunt prin Spania, sunt prin Anglia. Și da? Ați primit la voi acasă. Venea deseori la noi acasă și la un moment dat veneam și la biserică împreună. Copii care nu erau din familie de adventiști. Și la un moment dat s-au ridicat în picioare când un pastor a făcut apelul, cine vrea să boteze, s-au ridicat toți în picioare. Și am zis că e o glumă sau nu puteam să cred. Toți s-au botezat atunci, s-au hotărât să ne facă nouă surpriză. Și a zis, mă băi, ce s-a întâmplat cu voi? Și zice, de când vă testăm noi? A spus așa, știi ce predică a contat cel mai mult? Cum vorbeai tu cu Nuțica când întindeai farfuriile, când ne invitai la masă, eu invitam pe toți la masă, nu întrebam dacă are mâncare, odată zic, băi, astăzi nu inviți, băi, astăzi nu inviți, n-avem pâine. Zicea Nuțica. Da. Băi, de data asta nu, n-avem pâine. Bine, Nuțica, și când erau vreo, venise un grup de străini. Un grup de misionari erau. Străini. Și am rămas cu dânsii până am vorbit, spre am vorbit, nu invitase nimeni și am zis, băi, ne-am bucurat să veniți cu noi la masă, nu știu că mă strângea de mână. N-aveam cum să-i lăsăm oamenii la biserică și am zis, decât măcar să se odihnească și mâncăm ce avem. Și când am ajuns spre casă, nu știu ca să îngrijura și mă strângea de mână unul din ei, frate, eu nervos, supărați, noi ne-am gândit noi că ne invită cineva și ne-am gândit să cumpărăm și noi pâine. Deci am luat și noi o 300 de pâine. Serios? Ce frumos! Și de asta spun, nu prea am avut timp. Da, am fost tot timpul implicat. Iar ce mai impresionat la oamenii ăștia a zis, predica aia cum vorbeai tu cu Nuțica, cum făceați masa, cum făceați până casă, cum chestiile astea care voi nu le observați. Astea practice. Da? Ăsta, cum vorbeați voi împreună? Am zis, așa ne dorim să fie și casa noastră. Ne place drumul ăsta. Ne-am iubit foarte mult, încă ne iubim
foarte vă spuneți mult. Te iubesc? Da. Da, v-ați spus asta de la, de la început? Da. Și am pus-o să scrie la început și avem bilețelele, îmi pare rău că nu le avem cu noi. Așa. Când a zis da, te rog frumos să mă caracterizezi în scris. Și, și nu am uitat pe ele după 35 de ani și nu s-a schimbat nimic, fiindcă am fost sinceri. Ce părerea avea despre mine atunci și părerea mea aveam eu despre mine. Sigur, cum să nu. Am bilețelul. Am scris așa. Am scris, adică. El cu e mare și el cu e mic, doi prieteni de călătorie. A Dumnezeu și da. Ionel. Da. Da. Ce frumos. Da. Foarte fain. Da. Și tu cum ai caracterizat-o pe ele? Oh, pe două, scris mărunt și pe două pagini, de-abia am încăput. Tu ai vorbă multă și scrisă. Da, nu-i prea îi place să scrie. Nu prea mai scrie în ultima vreme? Când vorbim despre binecuvântările pe care vi le-a dat Dumnezeu, ele au prins un contur foarte concret prin copiii voștri. Da. Ați vorbit puțin despre ei, trei copii. Da. Cum s-au născut, la ce perioadă de timp? Deci, avem pe prima fată Oana, acum are 34 de ani. Mulți înainte. Da. Sami, 32. Mare deja, la și, casa da, lui. Și Alin, 18 are. A trecut o perioadă aici, pe da. Primii doi ați făcut da, așa da. Apropiat și da. Alin e la o distanță la 13 ani jumate, da, 13 și jumătate, da. Și avem și 5 nepoți, iar Alin, suntem bogați. Iar Alin, cred că a fost așa o... O alinare pentru... Da, să vă trăiască nepoții. Numele, da, 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 o alinare. De aici vine și numele. Nu știu da? Că ce m-a inspirat pe noi, domnul, să spunem Alin. Copilul ăsta chiar e o alinare. Au trecut 18 ani și n-a reușit să mă convingă să-i dau o palmă. Măcar o palmă. Niciodată. Copil, am fost binecuvântat. Toți copiii au fost speciali. Sami, băiatul meu, e un băiat analitic, o moștenește pe soția. Da. Atent în detalii, un expert în premieră, a lucrat în televiziune 15 ani, un bun cameraman. El mi-a făcut tot ce e acolo, da, cu bani puțini, el a inventat tot felul de chestii, da, așa, toți copiii sunt speciali și Oana la fel, Oana, ce să zic, Oana s-a născut fix de ziua lui Mica și a fix ziua de ziua mele. Și a fix de ziua mea a născut doi gemeni. Wow, ce fain! Da, da. Ce fain! Dar când Alin, vorbești spuneam, despre palmă, era așa, ipotetic vorbind, adică nu te-a supărat. Nu m-a supărat și nu l-a provocat. Nu a fost niciodată ca să-l lovesc, da. Tipul de persoană da. Care să niciodată, măcar. Arate cumva mă chema la școală, mai mă chema la școală. Domnul David, vă rog să veniți la școală. Ce s-a întâmplat, doamnă? Păi ce să vă dăm niște bani. Bani? De ce? Păi copilul ăsta învață bine și trebuie să-i dăm niște bani. Da, pentru ce asta frumos. Mă chema la școală. Și nici în adolescență, acum în adolescență a rămas da. La fel toată de... Toată lumea se minunează cum de acest băiat stă lângă părinții lui și cântă cu familia lui. Da. Ce da. Fain. Mulțumim Dumnezeu pentru... Apropo de numele de familie, că am zis de la început lucrul ăsta, voi aveți un nume de familie special? Pe mine m-a chemat Ilie. Numele de familie. L-a chemat Ionel Ilie. De exact. Pe ea o chema David. David, Elena. Elena David. Și la căsătorie am zis, băi, nu știam că se poate, dar la mine în capul meu totul se poate pe vremea. Am zis, fii atent, de acum încolo și numele meu și numele tău va fi o familie. Numele nostru de familie va fi Ilie David. Și când am dus la primărie, am zis, tot, se poate. A vrut să se numească regele David. Ce frumos! Da, și la... Mai ales că tatăl meu nu avea băieți. Și atunci a venit oportun treaba asta. N-am manipulat psihologii, nu. Nu? Chiar mi-am dorit, chiar m-a iubit foarte mult și Mica și Ticu și mi-a părut foarte tare rău că a murit prea devreme. Când am văzut și eu, în sfârșit o familie întreagă cu tată, cu mamă, eu dacă am crescut orfan, așa mi-am dorit să am o familie. Eu am stat puțin cu ei că ei au murit destul de tineri, amândoi au murit. Oh. Dar vreau să vă spun doar atât, legat de Mica. Amândouă mamele mele și Mica și mama a murit cu mine. Chiar dacă surorile mele au avut grijă de ele mai mult decât eu, ultimul moment a fost cu mine. M-am simțit special. Eu am fost cel mai mic și cred că am fost cel mai iubit de mama mea și de Mica la fel. Vreau să spun că... Mica, mama soacră, a luptat cu un cancer puțin, că a executat-o în câteva luni. Am fost cu ea pe la București, intervenție chirurgicale și la un moment dat un doctor ne spune așa, mai are de trăit 5 săptămâni. Și fix după 5 săptămâni a murit. Și nu venea să cred, i-a urcat la etajul 3 înaintea mea la bloc și eu gâfăiam și băi, cum adică peste 5 săptămâni fata asta o să nu mai fie?
Eu urc înaintea mea scările bloc. Da. Și mi-a plăcut foarte tare de ea, că a trăit frumos și a murit frumos. Am discutat, noi mă duceam la spital, în salon venea doctorița oncolog și spunea, uite, trebuie să iei pastilele astea. Doamne doctor, noi murim peste 4 săptămâni, mai sunt 4 săptămâni, mai luăm nasturește. S-a uitat la mine, știu, am discutat cu mormântarea, am discutat cu totul, știm. Totul e aranjat. De ce vârstă avea? 65. Serios? 65, da. A fost pregătită pentru momentul? Total. Spunea, zice, mie nu mi-e teamă să mor, zice, mă gândesc numai la, la voi, de, da, da. La noi, la a zis, fetele ei. Dumnezeu știe. Și vreau să spun că s-a mirat doctorița, a zis, domnule, vă apreciez foarte mult credința asta. Chestia era, vine de teama așa, psihologic, nu mai luați nimic, mâncați ce vreți, faceți ce vreți. Și vă apreciez foarte mult credința asta, că v-a putut să vă țină în viață și vă poate ajuta să treceți și dincolo așa cu fața senină. Noi discutam lejer, toate aspectele am discutat, cum va fi cu mormântarea, cum va fi, absolut toate aspectele le-am discutat. Și vreau să spun că cu o seară înainte să, în seara când a murit, eu eram la Târgoviște, era la ea la țară și avea grijă de ea și am zis, am fost aseară la ea, mâine mă duc, venisem de la București, eram obosit, m-am băgat în pat să mă culc, m-am rugat și când m-am rugat, deja mă gândeam la mica și n-am putut să mă... și am simțit așa ceva puternic, m-am sculat, m-am îmbrăcat, m-am urcat în mașină și m-am dus la mica, seara, târziu. Îmi zic, cu sora sa, ce bine că ai venit, că tot a venit o felul de oameni, eu iubeam multe lume în sat pe fata asta, era o femeie specială. Și zici, tu a venit unul altul și noi n-am avut timp să mâncăm, nici nici noi să mâncăm. Și în momentul ăla a prins și a ocazia să moară, că știți cum e, nu prea poți să mor cu cineva drag, poți să-ți amân moartea. Am experiența asta, știu asta. Poți să-ți amân moartea. Da, poți să-ți amân moartea. Mai devreme sau mai târziu. Și vreau să spun doar atât că am văzut-o cum respiră și am stat lângă oameni, am lucrat în spital și știu cum mor oamenii și am văzut-o cum respiră că pleacă și am zis, mica, mai e atât și gata, după aia o să-l vezi pe Domnul Iisus. Măi, s-a luminat la față și era frumoasă, așa, s-a uitat în sus și a vrut să zică să ne rugăm, că noi plăcea să ne rugăm împreună și a pus așa mână peste mână și n-a mai respirat cu ochii acolo la Domnul Iisus. Așa a murit mica. Iar ele, fetele ei, n-au știut că a murit. Când a venit după ce a mâncat, i-am zis, băi, ce-i gălăgia asta aici, mă? Ia, vreau să trimiteți copiii ăștia. Mica n-are nevoie de atâta zgomot. Ia trimiteți-i la Simona. El nu înțelegea. Am mai comentat. În seara asta vreau să culce la Simona. A luat copiii, a dus de acolo, ele treceau în stânga, în dreapta, nu s-a uitat la mica, nu știa că mica murise. Da. Și după ce am dus copiii peste tot, băi, Renzica, bă, mica nu mai doare nimic, mă. Ia uitați-vă la ea, ce fericită e. Cum adică a murit? A murit. Așa a murit mica. Cu credință, cu speranță, zâmbind. Da. Am fost cu toate astea norocoși. Există, lacrimi de despărțire. Da. Știți și momentul ăla al Domnului Iisus? Da. Când a murit Lazar. Cu toate că știa că urmează să-l învieze, zice Scriptura că Iisus a plâns. Ne-a iubit foarte mult, i-am iubit, le povesteam proiectele noastre, Mico, fii atent ce-am mai făcut, și era încântat și ce frumos era, dacă trecea câteva zile, nu duceam noi la ei, veneau ei la noi. Niciodată n-a fost vorba de bani, eu nu am fost niciodată materialist, eu am fost un răsfățat, Dumnezeu mi-a dat mie bani prin toate, prin multe surse, dar vreau să vă spun că odată mi-a dat un cec, Mica și Ticu. De rușine așa nici măcar nu l-am deschis. Când l-am deschis acasă nu-mi venea să cred. Toată munca lor de viață și mulți bani acolo, da. Adică ne-am iubit foarte frumos. Foarte frumos. Și asta arată cumva fundamentul ăsta de la care ați plecat. Adică exact. L-ați pus pe Dumnezeu pe primul plan și asta da. S-a văzut că el celelalte au venit pe deasupra. Au unit tot ce s-a întâmplat. Și acum aveți cumva satisfacție și prin copii, prin nepoți, prin ceea ce lăsați în urmă și prin faptul că n-ați obosit în a-l face cunoscut pe Dumnezeu. Vorbeam la un moment dat despre ceea ce s-a întâmplat în pandemie, mai ales cu darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat. Ați făcut proiectul ăsta online, Bucuria Iubirii,
Adică cântați oamenilor, tuturor oamenilor, despre bucuria schimbării pe care Hristos a făcut-o în voi și pe care Hristos poate să o facă și în ei. Și știu că atunci, în perioada aia, ai învățat-o să cânti la chitară. Exact. Da. În sfârșit, Ionel și-a făcut datoria asta de a te învăța. N-a avut încotro, am aruncat-o înapoi. Așa am învățat să not. Când eram copil la țară, copiii mai mari se încurca de mine pe acolo, mă luau de picioare și m-au aruncat în apă mare. Învăța, nu? Și am avut două variante, să mă nec sau să mă duc la mal. Și am zis, nu, mă duc la mal. Și așa, și apoi am aruncat așa și în apă. Așa și am învățat să cânte la chitară după mulți ani de stat. După mulți ani. Când ne-am căsătorit, am zis, wow, în sfârșit, cineva care o să mă învețe la chitară. Îmi plăcea foarte mult să aud, dar zic, mi-ar place și mie să învăț. Și am încercat, greu, chitara e un instrument greu, chiar dacă pare așa, pe pian apeși și țiese sunetul acolo, trebuie să apeși, nu prea țiese și plus că doare, aici avem niște pătăturele care... Da, bunicele degetelor, chiar dor. Și am învățat câteva acorduri și am renunțat, nu știam să le aplic în cântecel, că e greu. A trecut timpul, Ionel tot mai organiza grupe, era rugat ca să învețe pe alții. Da. Și la un moment dat o doamnă mai în vârstă ca mine zice, vreau și eu să învăț. Era și talentată. Și nu exersa decât la biserică, pentru că acasă soțul nu-i dădea pace și nu o lăsa să exerseze și atunci m-am ambiționat și am spus, trebuie să fie rușine. Dacă ea poate, trebuie să pun. Ea pe care nu lasă soțul acasă să... Și noi n-avem timp de repetiții, de asta stăm strategic, ne punem într-o anumită poziție acolo când filmăm și ea se uită la mine. Și se uită și merge după mai fur niște acorduri, mai ales la cântecerele noi care... Bucuria Iubirii are o pagină de YouTube. Avem o pagină de YouTube, suntem și pe Ora Muzicală pe Facebook. Ora Muzicală pe Facebook, acolo poate fi găsită. Da. Noi o să punem și le spun prietenilor noștri că o să punem în descriere detaliile despre Ora Muzicală și despre unde pot fi ascultați Ionel și Elena Nuțica împreună cu băiatul lor Alin. El cântă exact. Cu voi, da? Exact. Ok, și e o mare bucurie pentru că puteți să-L faceți cunoscut pe Dumnezeu prin darurile astea, dar prin darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat, dar mi-aș dori tare mult să mai povestim o chestiune. Știu că voi ați fost aproape și de persoanele cu dizabilități. Îmi place că ai adus discuția aici, fiindcă vreau de asociația Ridică-te și umblă. Da, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am simțit că El ne-a chemat la lucrarea asta. Nu mi-a trecut mie până cap asta? Te-o deșteptul lumii și să fac asta, nu. Pur și simplu la lucrarea asta frumoasă, mi se pare cea mai frumoasă lucrare care am avut în ultimii ani. Ne-a urmărit peste 62.000 de oameni din 38 de țări. Vorbim despre Ora Muzicală? Da. Okay. Da. Și apoi să și nu spun că ne-a urmărit odată, wow, am rămas prieteni cu oamenii. Este foarte ne urmăresc de... oameni din India. Foarte legat de proiectul Ridică-te și da. Ne urmăresc oamenii din America, din Europa. Deci de acolo a pornit ideea. Și de unde a venit ideea asta? O persoană cu dizabilități care a avut un accident de tren. Așa. Și în timpul pandemiei m-a sunat și mi-a spus, tu ești dator față de noi. Eu mă întâlneam cu ei în ultimii 5 ani, cu 5 ani în urmă. De pandemie. Eu mă întâlneam cu ei o dată pe lună, împreună cu soția, organizam acest proiect, că atâta ne permiteam și noi după serviciu, odată așa ne puteam permite. Dădeam o masă și le dădeam celor ocazia să se întâlnească unii cu alții. Și vreau să spun că de asemenea am fost binecuvântați acei 5 ani. Am fost foarte binecuvântați de Dumnezeu, am înțeles ce înseamnă o viață de lux, înseamnă să fii sănătos și să poți să bei apă. Uite așa, să poți să bei, mare lucru să bei apă. M-a rugat Cătălin Pacu, o persoană cu dizabilități, care venea deseori la noi. Tetrapareză spastică. Da, dăm și mie un pahar cu apă. Sigur, dacă poftim un pahar cu apă. Și l-a vărsat jumate așa pe el și am zis, Doamne, niciodată nu ți-am mulțumit că pot să beau și eu apă. Și mare lucru să bei apă. Da. Și am învățat lucruri grozave de la oamenii ăștia. I-ați slujit, ați fost voluntari. Voluntari, 5 ani de zile. Ridică-te și umblă. Da?
5 ani de zile noi am pornit asociația Ridică și Jumblă în Dâmbovița. Și oamenii ăștia au cerut în Târgoviște, da? În zona asta. Și oamenii au cerut la un moment dat... M-au sunat și a zis, ești dator față de noi. A venit pandemia și pandemie, nu se mai putea întâlni. Vreau să ne întâlnim. Băi, nu se mai poate. Nu există. Nu se poate. Fă ceva. Și am zis, ce ziceți voi să fac? Păi fă ceva pe internet, tu l-ai pe Sami priceput, fă să te vedem și noi. Și am început cu telefon. Voi vă pricepe să cântați, tu poți să vorbești, Sami poate să te filmeze, încercați ceva. Am început ceva cu telefonul. Acasă la voi. Acasă la noi, în sufragerie, Sami cu telefonul, noi am cântat. Și am zis, mă adresez și eu la persoane cu dizabilități, un grup destul de restrâns. Când s-a terminat, wow, 1000 de vizualizări. Cum 1000? Că nu știu, nu erau așa mulți. Sâmbăta următoare, băieți, ne întâlnim din nou la ora 3, când 5.000 de vizualizări. Și-au tot crescut. Și apoi am înțeles, opa, e o nevoie. Dumnezeu, e o nevoie. Am împrumutat camere. Cineva a spus, uite, am un microfon foarte scump. Sure, da. Am dat pe el 700 de lei. Vreau să vi-l dau vouă. La cânt eu, da. Altcineva a zis, vreau să-ți dau o chitară. Și uite așa am început să creștem, am început să dezvoltăm studioul și am depășit 50.000, 60.000 de vizualizări. Am înțeles că Dumnezeu ne-a chemat prin acei oameni, persoane cu dizabilități, la această lucrare frumoasă care am intitulat-o noi Bucuria Iubirii. Să fii bucuros fiindcă Dumnezeu te iubește atât de frumos. Foarte fain, eu am fost în vizită la voi și știu că, de fapt, de când am fost la voi am început oarecum o colaborare, da, în care voi preluați câteva imagini de la podcastul nostru și mulțumim din toată inima pentru lucrul ăsta. Și eu mulțumesc pentru că nu facem altceva decât să ne ajutăm unii pe alții spre lauda lui Dumnezeu. Da. Nu creștem noi, ci vrem să crească Hristos, iar noi să ne micșorăm și să fim smeriți. Am rămas plăcut surprins să văd ce ați reușit voi să faceți acolo. O cameră din casa voastră este dedicată pentru lucrarea asta. Și de când ne-am construit casa, ne-am propus așa. Ne-am propus să facem un studio. Da. Am zis, camera asta să fie o cameră de rugăciuni, dar nu doar pentru noi. Și nu mi-a convenit mie ceva și am luat drujba și am tăiat peretele rotunde, așa, am dat ușa la o parte și am tăiat peretele rotund ca să folosesc și holul. Da. Să fie mai mare. Da, fie mai mare. Să o arcadă. Acum am astupat-o din nou ca să fie liniște. Să facem studio, hai să fie liniște, hai să astupăm din nou. Deci de la început ne-am gândit. Nu se mai întâmplă nimic. Da, e doar e dedicată pentru asta, în casa voastră. Da. Ce frumos. Timp, resurse de toate, de la toate nivelurile pentru chestiunea asta. Voi aveți chitările aici. Da. Ne-ar plăcea tare mult să cântați și pentru noi și să cântați și de aici, din caietul ăsta. Sigur. Așa, cu amintiri din perioada voastră. Puteți să vă luați chitările. Ne bucurăm mult că deja lucrurile s-au aranjat aici la noi în studio. Familia Ilie David este pregătită să ne încânte în ocazia asta cu câteva melodii, așa, da, câteva strofe din mai multe melodii, astfel încât să intrăm într-o atmosferă așa frumoasă de închinare la adresa lui Dumnezeu. Ce ne cântați? Bucuria Iubirii. Bucuria Iubirii, nu? Doar așa se numește proiectul. Hai să vedem. Eu sunt aici să ascult cu toată bucuria. Bucuria iubirii ne prinde uniți, s-au venit peste noi cântări. Domnul păcii ne face așa fericiți, frânge doruri și mari depărtări. Ce minune iubirea divină, ce minune e glasul său plâns, ce minune când stăm împreună sub aripa Duhului Sfânt. Aveți o piesă și de aici, din caietul ăsta de amintiri. Da, acolo sunt mai multe piese, dragi inimii noastre, și mi-e foarte greu să mă opresc doar la o strofă, dar acum se prinde mai multe. Vreau să cântăm De iubești pe Domnul tău mereu, măcar două strofe. Vă rog, da? Abia aștept să ascult. De iubești pe Domnul tău mereu, fericit vei fi pe drumul tău. Peste dealuri și prin voi, El te duce numai fericit. Dale vieții tale căi, peste dealuri și prin voi, El te duce numai fericit. Când tristețea te va apăsa și când plânsul te va îndemna,
pleca. Nici atunci nu-și o voi, el și atunci te va iubi, el te duce numai fericit. Nici atunci nu-și o voi, el și atunci te va iubi, el te duce numai fericit. Văd că aveți aici doar o colibă. Da. Da. Cântați o strofă? De ce așa nu? Pentru mine? Sigur că da, cu o drag. Dedicație. Cu drag. Îți propun la major? Noi o cântăm în do, da? Hai să încercăm în la major, că e puțin mai jos. Nu o ridic sus. Dar de ce nu lași cum era? E cam sus pentru voce. Cum vrei tu, ok. Do major. Doar o colibă aici să-mi ajunge, argint și aur n-am în casa mea, dar în locașul strălucirii divine, păstrăs de am alăturat și eu dumneavoastră. Ce frumos. Sper să nu vă fi stricat ce ați cântat. Am observat un lucru. Așa merge familia dumneavoastră. Nuțica a zis, hai așa, te-ai mai gândit puțin și negociem, mă luăm tot ca ea, nu? Negociem, da. Cu Duhul Blândeții. Cu Duhul Blândeții se poate. Asta e secretul. Da. Eu mă mai uit aici, am să vă mai propun ce să uite, mai până cântăm. Până cântăm noi o strofă dintr-o piesă așa, instrumental și apoi vă propun ceva de acolo. Okay. Corect, perfect. Un cântecel de primăvară. Această lume plină, pe asta sigur, tristă. Da. Mi major. Această lume tristă nu e casa mea, comoara mea e în cer mi-e inima. Mă așteaptă îngerii la porți de paradis, mă așteaptă Iisus într-o țară de vis. Mult ai vrea să trec din lumea de păcat în cerul tău curat. Mă așteaptă îngerii la porți de paradis, mă așteaptă Iisus într-o țară de vis. Toți suntem aici într-o discuție despre familie și mi-a atras atenția titlul ăsta, e Ce plăcut e în cămin. Când toți se iubesc, Bucurii ei simt de plin când toți se întâlnesc. Ei în pace se unesc, fericiți mereu trăiesc, clipe dragi îi viețuiesc când toți se iubesc.
Cânti cu noi atunci. Cânt cu ce voi. Ce plăcut e în cămin când o să iubesc. Bucurie simt de plin când o să întâlnesc. Tot în pace se unesc, fericiți pe cer primesc. Clipe dragi viețuiesc când o să iubesc. Foarte frumos. E super cântarea, nu mai mi-amintim bine versurile. Foarte, foarte frumos. Că nu facem altceva decât să ne apropiem altfel de Dumnezeu prin, prin cântec și prin ceea ce El ne-a oferit. Mulțumesc mult de tot. O să mai cântăm, dar rămâneți așa cu chitările, pentru că vreau să vă provoc la un test pe care l-am numit eu aici, testul ochilor închiși, și sper să intrăm în atmosfera asta, că tot vorbim despre familie, despre iubire, despre dragostea asta care există între noi, să vedem după 35 de ani cât de bine vă cunoașteți. Așa că am să vă rog să închideți ochii. Da, poți să fac un fond muzical discret? Poți să faci un fond muzical, da? Discret, dar va trebui să arăți cu degetul spre tine sau spre... Okay. Muțica, să vedem care se potrivește pentru ceea ce am să citesc eu aici, ok? Prima provocare este așa. Cine se roagă mai mult? Cu ochii închiși. Cine se roagă mai mult? Depinde pe Nu trebuie să-mi explicați. Nu trebuie să-mi explicați nimic răspunsul vostru, doar să arătați cu degetul. Spre voi sau spre soțul sau soția voastră. Hai să vedem. Cine se roagă mai mult? Bun, următoarea întrebare. Cine are ultimul cuvânt în casă? Cine dă cu aspiratorul? Cine face primul pas spre împăcare? Cine gătește? Cine citește mai des din Biblie? Cine râde mai mult? Cine adoarme primul? Și ultima întrebare, cine e mai supărăcios? Mulțumesc. Cine frumos. Nu, o să vedeți la final. Când am greșit. Nu se știe niciodată, o să vedeți la final ceva ieși. Și cum au fost Foarte tare testul ăsta. Lucrurile. Hai să vedem ce mai cântăm. Uite, vă mai propun ceva sau dacă aveți voi ceva în minte. Este și acolo. Vă propun să ascultați o piesă frumoasă scrisă de Nicolae Moldoveanu, care era în închisoare. Un om care avea perspectiva vieții veșnice cu el, și el acolo în închisoare a fost băgat la închisoare nu pentru că era un răufăcător, ci pentru credință. Și nu i-a dat voie la vizită, nu avea voie să-l viziteze nimeni, nu i-a dat voie la pachet, nu i-a mai dat voie cu hainele lui, nu i-a mai dat voie cu numele lui, a pus un număr pe el. Să nu mai ai un nume, să nu mai ai prieteni, să nu mai ai nimic, da. Și el când a fost la închisoare acolo, a scris cântări grozave, una din ele spune așa: nu te îndoi, ci crede, că dincolo e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu te uita la ziduri, la porțile din fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te în altă parte. La cer? Da, da. Și a pus alți ochelari. Și el, vreau să vă cânt două strofe, că nu mă rab de inima, trebuie neapărat două strofe, să vedeți ce înseamnă să fii cu Dumnezeu. Când ești cu Dumnezeu, ai o altă perspectivă. Sunt străin pe acest pământ, cum e și furtuna, dar îmi place ca să-i cânt Domnului într-una. N-am nimic, dar sunt bogat, am al cerului palat, sunt cerul minunat, mă așteaptă cu luna. Nimic, dar sunt bogat, am al cerului palat, sus în cerul minunat, așteaptă cu luna. Sunt străin pe acest pământ, împăcat în toate, și călătoresc cu dor, liber de păcate. Suferințile de-acum nu mă pot opri din drum, căci toate s-or face scum și-or dispare toate. Suferințele de acum nu mă
pot opri din drum, căci toate s-o faceți cum, și-or dispare toate. Foarte profundă această cântare, foarte profundă, mai ales știind acum și povestea din spatele ei. N-am nimic, dar sunt bogat. Să nu uiți asta niciodată, că ești unic, irepetabil, fiu și fiică de rege. Și noi suntem bogați. Sunt străin și călător? Asta era. Aceasta este? Da. Ia uite ce aici aveam și eu deschis. Da. Aceasta este și titlul ei. Peste hotar? Da. Fără hotar, către zări a pornit, gândul mereu călător. Do major. Fără hotar, peste zări a pornit, gândul mereu călător. Cerul se bate și nu s-a oprit, oare de cine mi-e dor? Tată să afle un vas necuprins, poarta deschisă ne tem. Seară de seară spre-n altul abis, mii de stele în care se aștept. Zboară departe gândul în aripa, spre zare dorul meu cel curat. Și-n zborul lui către cer mă-ndeamnă ca să sper că tot așa cândva și eu voi zbura. Foarte frumos. Am să vă mai întreb un lucru. Te rog. Ce înseamnă pentru voi banii? Un mijloc pentru un mijloc eficient, dacă îl folosești cu înțelepciune, ca să-i poți da slavă lui Dumnezeu și mai mult. Aș putea să plec într-o călătorie fără bani dacă aș avea cu ce să merg. Niciodată nu mă uit să văd dacă am bani. Mă uit să văd dacă am de drum. Nu reprezintă o prioritate pentru noi bani. Niciodată n-a reprezintat asta. Sunt banii o condiție pentru fericirea voastră? Nu. Am putut fi fericiți. Și uite, puteam să ne împrumutăm să o luăm până în acea saba, dar nu, hai să spun, nu făceam așa frumoasă experiență. Cea mai recentă. Venea soția mea din Anglia și trebuia să o iau cu aeroportul. Asta cât vară, ai stat acolo? Asta vară. 3 săptămâni. 3 săptămâni. Băi, după 3 săptămâni trebuie să spăl și o mașină asta să arate bine. Vine fata mea acasă, nu se poate. Am spălat-o, am gătit-o. Da, și când aveam puțin să ajung la aeroport, mi-a crăpat motorul. S-a rupt vibrochenul. Bum, zdrom, bum, buf, s-a rupt. Am tras-o pe dreapta. Și mai bine o lăsai de spate. Și la 1 noaptea noi râdeam și ne distram când ne întoarcem acasă cu... Am mers cu taxiul până în pădure la... Într-o pădure a venit cu un taxi în sfârșit, ne-am întâlnit și ne-a luat pe o platformă, da, și noi am putut să fim fericiți și prin faptul, băi, cine mai e ca noi, mă, uite și tu cu ce microbus venim noi acasă. Și eu i-am spus, da, ce mă bucur, am fost, cum am zis? Zi direct. În orice caz, putem să trecem ușor. Ne bucurăm și când avem bani, ne bucurăm și când nu avem bani. Toate astea le acoperă Dumnezeu, nu? Da. Spuneți-mi, în contextul ăsta în care tot vorbim despre Dumnezeu, despre Scriptura, ați făcut de multe ori referire la ea. Tu știi, Ionel, care este versetul preferat, pericopa preferată din Scriptura al Nuțicăi? Nu știu, pentru că nici eu nu știu pe al meu. Nu ai un pasaj așa care e la sufletul tău? Am prea multe. Alege-mi unul dintre ele. Sau tu știi, Nuțica, ce pasaj are el așa? Uite, la suflet, din care vorbește des. Stai puțin, hai să vedem, dacă tu zici că nu știi care este al ei, hai să vedem dacă ea știe care e al tău. Vorbește variat, nu știu să spun exact unul. Îmi place tot. Da? Dar dacă ar fi să alegi în seara asta. În clipa asta, îmi place foarte tare din... Că avem noi o rubrică aici, din Vechiul Biblia Testament, vorbește. Da? Te rog, spune-mi din Vechiul Testament. Dacă ar fi de momentul săptămâna asta, săptămâna viitoare, cred că îmi place altceva. Așa. Dar săptămâna aceasta, cel mai tare, da, îmi place acesta. Imediat vi-l spun. Așa. Și sunt... Aici sunt. Între timp se gândește și Nuțica ce verset are preferat așa aproape de inimă.
2 Cronici, capitolul 30, cu versetul 27. Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până în ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Ăsta îmi place acum, mâine cred că îmi place. Foarte frumos. Nuțica? Mie îmi place foarte mult totul în Hristos care mă întărește. Altfel eu nu prea sunt făcută pentru pământul ăsta. Supraviețuiesc greu. Greu de tot, nu? Da, da. Asta este, acesta este mesajul Scripturii. Din Filipeni 4:13, da. Pentru noi în ocazia asta din partea voastră, pe cărarea cu Iisus, da, sunt păsit de am brațuri tare de și prin orice încercare sunt ferice de nespus. N-am gândit niciodată. Da. Doamne, ce frumoasă e! Dar încercăm. La major. Pe cărare cu Iisus sunt ferit de brațuri tare. Sunt ferice de nespus și prin orice încercare sunt ferice de nespus. Singura dorința mea e să fiu mereu cu tine. O, Iisus, când e de bine, pe cărarea ta. O, Iisus, cât e de bine, zilnic pe cărarea ta. Doamne, ce cântări frumoase și vechi. Haideți să mergem și spre testul de autenticitate. Rămâneți așa cum sunteți, că intersectăm așa între rubricile astea de final. Punem și ceva muzică. Prima întrebare din testul de autenticitate sună așa: care este locul în care îl găsiți voi ca familie în mod autentic pe Dumnezeu? Un loc fizic, unde Dumnezeu este prezent acolo cu voi. Și în cămăruță, și în natură, și la biserică, și în cântare. Când închid ochii, mai ales în cântare. Care este cartea din care ați învățat împreună să fiți autentici? Din ce carte ați învățat voi autenticitatea? Hristos, Lumina Lumii. Hristos, Lumina Lumii, scrisă de Ellen White. Ellen White. Numiți un defect care stă în calea autenticității familiei voastre. Ce defect aveți voi ca familie pe care vă străduiți să-l îmbunătățiți? Ce ar putea să fie mai bine decât este în momentul ăsta? Tot timpul e loc pentru mai bine. Ce ar putea să fie... poate un complex de inferioritate? O teamă de ce ori zice alții, nu? Ce ori zice alții, poate asta. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorează familia voastră pe Dumnezeu? Faptul că face echipă cu noi în programul acela Bucuriei Iubirii. Adică sunt acolo, noi suntem trei în față, dar în spatele nostru mai sunt încă trei și fac parte din familia noastră. Da. Care este cea mai autentică familie pe care ați întâlnit-o voi vreodată? Știu că e o întrebare grea. De multe ori... Am întâlnit mulți oameni foarte valoroși. Sunt convins. Da. Dar e o familie așa de la care ați putut să luați... nu știu, niște învățături, ceva care a rămas acolo în inima voastră, o familie care are un impact asupra... Familia prietenilor noștri, Izvora și Nina, mi se pare o familie foarte autentică. Frumos, mă bucur i-ați amintit și numele lor. Pentru a face trecerea spre următoarea rubrică, ce se numește Completează fraza, vă invit să mai cântăm o piesă, Ierusalim. Da. Cred că este o piesă potrivită pentru momentul ăsta, deși poate puțin tristă, dar cred că are un impact important asupra minții noastre și asupra sufletului nostru. Mi-e dor să văd porțile fermecate, ce n-au asemănare pe pământ și ziua în care vor fi descuiate. Intre pe ele poporul sfânt, vrea să ajung la tine, să scap de orice suspin și
să privești la frumusețea ta. Căci tot ce-i pe pământ este goană după vânt și nu pot să-mi găsesc fericirea. Profund. Profund. Completează fraza: cea mai mare calitate a soției mele este? Iubirea ei față de mine. Iubirea ei extraordinară față de mine. Nuțica, cel mai des soțul meu îmi spune? Mă încurajează, îmi dă imbold, dar nu știu să spun fraza. E bine și așa. Ionel, soția mea detestă? Neautenticitatea. În timpul liber, soțul meu? Găsim ocazii să mergem împreună. În diferite locuri. Da. Primul gest pe care îl face soția mea dimineața este? Uită de ea, să îngrijească de mine. Și ultima întrebare din rubrica asta, înainte de culcare, soțul meu? Se roagă. Mulțumesc mult, haideți să mai cântăm ceva. Eu vă propun așa, Voia ta, Doamne. Voia ta, Doamne, doar voia ta, să se împlinească în viața mea. Tu ești olearul, eu lutul sunt. Fă dar din mine un pas prea sfânt. Ultima rubrică pe care o am eu pentru voi, așa cum mai multe întrebări, înainte de o întrebare surpriză pregătită, scrisă de fapt de cei care au stat înainte pe scaunul pe care sunteți voi așezați în momentul ăsta, este rubrica, se numește 10 întrebări, așa că 5 pentru Nuțica, 5 pentru tine, Ionel, da? Nuțica, bunică sau mamă? Și bunică și mamă. Ionel, Târgoviște sau Buzău? Mai mult Târgoviște. Mai mulți ani am stat în Târgoviște. Nuțica, insistentă sau discretă? Discretă. Ionel, îi spui Nuțica, îi mai des te iubesc sau iartă-mă? Te iubesc. Nuțica, atunci când greșești, își ceri iertare imediat sau după o vreme? Depinde de situație. De regulă după o vreme. Ionel, în calitate de tată, aplici mai des harul sau legea? Harul. Nuțica, familia voastră se aseamănă mai mult cu David sau cu Asaf? Cu Asaf. Merg mai departe, Ionel, preferi chitara sau pianul? Chitara. Nuțica, misiune online sau misiune de la om la om? A fost să fie online. Îmi place de la om la om. Dar sunt și momente din astea în care trebuie să te adaptezi, nu? Da. Și am ultima fost aruncată în apă și a trebuit să învăț acolo. Că altfel muream. Și Ionel, ultima întrebare sună așa: pentru relaxare cu familia, plimbare în parc sau familia strânsă în jurul unor cântări? În natura, parc. Îmi place foarte mult natura. Chiar mă relaxează. Mulțumesc frumos, am și întrebările surpriză, am să vă rog să le extrageți voi de aici câte una de fiecare. Hai să te ajut. Mulțumesc. Să iei tu o întrebare de aici și Nuțica o întrebare de aici. Hai să vedem cine citește primul întrebarea. Când ți-a răspuns Dumnezeu ultima dată la rugăciune? Am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să ajung la închisoare pentru că era iarnă și era zăpadă foarte mare. Și în ziua aceea, într-o curbă periculoasă, strânsă, n-am întâlnit decât o singură mașină, fix în curba aia. Și a venit foarte tare spre mine, eu am încercat să revin și am ieșit din decor pe grâu. Da. Și am rugat, Doamne, ajută-mă să ajung la închisoare, băieții ne așteaptă. M-am întâlnit cu o mașină și cu un tractor în tot drumul ăla. Mașina respectivă a reușit să stea pe carosabil și a văzut de drum, eu am rămas în grâu. Și un tractor
care a venit acolo, ce face acolo? Păi te așteptam. A avut o soară, m-a agățat, m-a tras, m-a pus înapoi pe drum. Și când am ajuns la închisoare, la poarta închisării, era șeful biroului reeducare, foarte fericit. M-a luat în brațe și nu înțelegeam ce se întâmplă. El a făcut pariu cu polițiștii. Și a zis așa, eu fac pariu că adventiștii vin astăzi. Polițiștii a zis, n-are cum, uite ce e afară, autobuzul nostru care se schimbe garda n-a ajuns. N-au cum să vină ăștia, dacă autobuzul nostru n-a ajuns. Ba, ăștia au să vină că pe ăștia așteptă Dumnezeu. Câștiga pariu cu ei, m-a luat în brațe, ce, nu mai m-a puricat atunci în șapte porni, m-a dat așa, m-a luat foarte repede atunci, da. Și am zis, Doamne, te-am rugat un lucru și tu așa frumos îmi răspunzi. Da. Ce fain. Ce întrebare ai, Nuțica? Nu am ochelari și mă chinui să văd. Îl lași pe Dumnezeu să lucreze în viața ta sau decizi mintea ta tot ceea ce trebuie să faci? Păi, nu poți nici fără mintea ta, nici fără Dumnezeu să... Normal că principiile sunt de la Domnul și inspirația prin rugăciune și mintea ta trebuie să aleagă, să... Spune încotro. Așa este, Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru și ne-a dat rațiune ca să putem să acționăm conform cu principiile nu pe care El ni le-a oferit. Mulțumesc mult pentru sinceritatea voastră. Înainte de a scrie și voi câte o întrebare, haideți să mai cântăm ceva, nu-i așa? Că e frumos. Vreau să vă cânt o strofă dintr-o cântare drăguță pe care am învățat-o de la un deținut. Da, am făcut, mi-a venit mie o idee năstrușnic, așa, să fac un program într-o închisoare de maximă siguranță cu băieții și am spus așa comandantului, vreau ca acești băieți deținuți să facă programul acesta care îl pregătim noi acum la închisoarea de femei, de 8 martie. S-a uitat cam strâm la mine, dar până la urmă a acceptat. Și am pregătit programul acolo, atunci am învățat cântarea asta, am pregătit un program frumos de 8 martie. Și ei, deținuții de la o închisoare de maximă siguranță bărbați, s-au dus și le-a prezentat la închisoarea de femei din Târșor. Ce frumos! Da. Aștept să ascult. E o cântare foarte frumoasă. Sol major, du-mă pe aripi de vulturi. De multe ori aș vrea să zbor spre cerul înalt fără te-ntâlnesc, Doamne, doresc. Du-mă pe aripi de vulturi, du-mă mai sus de nori, poartă-mă în brațele tale, mai aproape de tine să zbor. Du-mă pe aripi de vulturi, du-mă mai sus de nori, poartă-mă în brațele tale, aproape de tine să zbor. Foarte frumos. Am să vă rog să lăsați puțin instrumentele deoparte, pentru că va trebui să scrieți și dumneavoastră câte o întrebare pentru cei care urmează să se așeze pe scaunele pe care sunteți așezați în ocazia asta voi. Așa că uitați aici, am... câte o foaie pentru fiecare și câte un pix cu autentic, da? Le arăt și prietenilor noștri pixurile astea ca să le recunoască atunci când o să le vadă, pentru că sunt cumva ca o diplomă de autenticitate și pentru faptul că ați trecut pe aici, pe la noi. Mulțumim. Așa că frumos. Am să vă rog să scrieți și voi câte o întrebare pentru cei care vor fi așezați aici pe scaun mai târziu. Mai împăturește o dată, te rog. Au trecut ceva pe aici. Au trecut. Au fost binecuvântați de prezența multor oameni cu adevărat special. Apreciez din inimă. Am să vă ofer și eu un cadou
nu plecați de la noi necadorisiți. Noi avem niște prieteni de la editura Viață și Sănătate care ne oferă așa din când în când câte un cadou. De fapt, foarte des la fiecare ediție ne oferă câte un cadou. Așa că am o carte pentru Ionel, Spuneți adevărul. Nu știu dacă ai cartea asta în bibliotecă. Nu am, chiar nu am. Așa că cred că vine potrivit pentru tine. Și nouă obiceiurile are creștinilor sănătoși pentru Nuțica. Aici sunt și rețete și multe sfaturi foarte practice cu privire la ce înseamnă sănătatea. Mulțumesc. Așa că mult, o să fie de folos. O să fie pentru tine. Vreau să spun nostru. Că apreciez foarte mult. Miroase așa editură proaspătă. Vreau să spun că apreciez foarte mult, pentru că eu sunt și din ăla din vremea alaltă. Pe vremea mea, când ne doream să citim o carte, aveam un băiat, o persoană cu dizabilități, păi nici dacă mă prinde, asta e. Stăteam cărucior, bătea la mașină, mașina neînregistrată, scria cărți la mașină, Morris Vanden sau ce mai primeam și noi bun. Ei, la mine venea al treilea exemplar, al patrulea exemplar, adică băgam 3-4 foi cu indigo și bătea cu degetul, tare să imprime. Și ca să pot să citesc cartea, trebuia să-i pun o foaie albă aici în spate, ca să pot să văd, că nu se înțelege. La mine era al treilea, al patrulea exemplar, așa citeam cărți și atunci. Și uite ce carte ai acum în mână, nu? Și cât de frumos arată și ce grafică și ce... Da. Foarte fain. Bine, mulțumim mult de tot. Eu am să fac partea de rămas bun în ocazia asta. Voi între timp vă luați instrumentele și am să vă propun așa, să încheiem ocazia asta de podcast altfel, diferit, ascultându-vă pe voi cu două piese, sau mă rog, câte o strofă din fiecare piesă, din cele două piese pe care vi le propun eu aici. Nu te îndoi, ci crede. Merge? Merge. Da? Și O ce țară minunată. Prima cântare, da? Care am învățat-o era chitară. Ca să meargă așa cu binecuvântarea asta spre cer, vă mulțumesc din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ceea ce faceți voi, familia voastră să primească binecuvântarea cerului și dacă ne-o mai intersecta vreodată pe pământul ăsta, să facem cu bucurie, dacă nu, să fim acolo în țara aia minunată despre care o să ne cântați la final înainte de a ne despărți de prietenii noștri. Până data viitoare, nu uitați să vă trăiți viața autentic, să puneți darurile la purtător pentru Dumnezeu și dacă vreți să măriți comunitatea noastră și să le faceți un bine prietenilor voștri, dați un like, un subscribe, comentați față de ceea ce ați văzut voi aici la Autentic și nu uitați să apăsați pe clopoțel. Veți primi notificări din partea YouTube pentru fiecare ocazie în care noi vom posta un nou clip aici. De asemenea, mulțumesc de toată inima acelora dintre voi care ne ascultați pe platformele de podcast. Până data viitoare, așa cum vă spuneam, trăiți-vă viața autentic. Haideți să ascultăm familia Ilie David. Nu te îndoi, ci crede că după orice nor, în soare și mai dulce și mai strălucitor, nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne să pânte. Nu te îndoi, ci crede că dincolo de nor trăiește și vei duce eternul Sabaot. Și re major. Ce țară minunată, pe acel țărmat dorit, țara mea răscumpărată, pe Iisus ce m-a iubit, voi ajunge această țară. Fiecare